Sandra este la ANM, cred că ne aduce vești de toamnă. Lux, bună dimineața! Bună dimineața, Răzvan, bună dimineața, Dani. Mai scad ceva temperaturile de mâine încolo, dar încă ne bucurăm de o toamnă frumoasă, cu ceva fenomene doar dimineața, pentru că o parte din țară este acoperită de ceață, iar la București este puțin înnorat. Mai multe detalii aflăm însă de la meteorologul de serviciu. Bună dimineața! Spuneți-ne, vă rog, când va fi cu adevărat toamnă? Ce înseamnă se răcește? Da, toamna sigur este și acum, dar vorbim de o diferențiere, după cum s-ar putea vedea și pe harta din spatele meu, această animație de satelit, vedeți culorile diferite. Pentru Moldova, Dobrogea, Oltenia, Muntenia, este o nuanță de gri care arată atât norii aceștia jos, cum se întâmplă acum la București, cât și puncte cu ceață și de asemenea extremitatea nord-vestică a țării. Dar în rest, unde sunt acele nuanțe spre albastru, este un cer degajat și ca și ieri, dacă ne uităm în partea cealaltă, vom avea temperaturi mult mai ridicate pentru mare parte din Transilvania și Banat față de sudul țării, unde și ieri au persistat norii. Deci, aceste valori de 12-14 grade sunt normale, așa ar trebui să fie la început de noiembrie, dar celelalte de peste 20, chiar 25-26 au fost puncte, sunt deosebit de ridicate pentru Transilvania. Această scădere a temperaturii de care spuneam noi se referă la o revenire treptată spre normal în partea de nord-vest centru și valori tot așa în jurul normelor pentru sudul țării, inclusiv la București. Deci, practic, nu înseamnă o răcire de care să ne temem, că ar fi cumva aspecte de iarnă sau precipitații, dacă tot vorbim de ele, practic lipsesc, apare aici colo câte o burniță sau o ploaie slabă, dar nesemnificativ și oricum la nivel izolat, cum dăm noi în prognoză. Deci, practic, vorbim și de aspect în general frumos, dacă lăsăm la o parte acești nori care persistă câteva ore sau ceața prezentă în orele dimineții sau noaptea. Spuneați că precipitațiile ne ocolesc pe când vine vremea rea, pentru că toamna aceasta ce ne spune despre sezonul următor, despre iarnă? Avem estimări doar la nivel de lună, așa cum se poate găsi și pe site-ul oficial. De asemenea, ieri s-a făcut o actualizare pe 2 săptămâni, azi urmează să actualizăm acele 4 săptămâni după orele prânzului. Dar până acum putem spune că cel puțin timp de 10-14 zile lipsesc precipitațiile sau ele sunt foarte slabe și trecătoare. Iar după aceea nu avem multe detalii, dar se pare că noiembrie în ansamblu rămâne totuși ușor subnormal la nivelul precipitațiilor și cu temperaturi ușor peste. Pentru decembrie și ianuarie vom mai reveni. Mulțumim pentru informații, așteptăm așadar actualizarea prognozei și ne întoarcem la ANM zilele viitoare pentru noi informații. Răzvan, Dani. Mulțumim tare mult, Luxandra.